Hei salut! Sunt Rozvan Dragoș și joc Alba Neagra cu România. Dacă Diana Șoșoacă e cea mai șmecheră din România, să ne spună și nouă președintele Iohannis, premierul Ciolacu sau președintele Senatului Ciucă să nu murim proști că aparent Parlamentul se face preș în fața unei țațe care în cel mai bun caz ar activa la o tarabă în piață nu în forul legislativ dacă România ar fi o țară sănătoasă la cap. Discursul președintelui ucrainian Volodymyr Zelenski în Parlamentul României a fost anulat pentru că piețara șoșoacă a amenințat că dacă îl prinde pe Zelenski în Parlament va fi rău. E clar că acest moment trebuia să aibă loc din moment ce parlamentul a fost convocat special în ședință comună, iar discursul era trecut în program la ora 17. Chestiile astea nu se întâmplă fără un acord prealabil. De aia nu stă în picioare ce a zis Zelenski că n-a avut pregătit un discurs. A vrut doar să salveze penibilul situației că sunt sigur că putea vorbi liber la câte discursuri a ținut prin alte foruri. Realitatea e că Parlamentul și practic întreg statul român a fost îngenunchiat de o femeie cu gura mare. Și noi credeam că statul ăsta ne-ar proteja în caz de război. Sigur că probabil se activau și cei de la Aur dacă Zelenski vorbea în Parlament. George Simion a și postat pe Facebook un mesaj ironic că viteazul președinte ucrainian nu va mai veni în Parlamentul României. Chiar și așa, principala instituție a democrației capitulează în fața unor scandalagi? Băi ce ușor e să cucerești România! Cred că Putin jubilează. Din informațiile G4media.ro, cel care s-a temut cel mai tare de circul anunțat de Diana Șoșoacă și de parlamentarii aur, a fost președintele Senatului, Nicolae Ciucă. Nu că a fost premier, dar omul ăsta a fost șef al statului major al apărării, adică a condus armata română. Toată Armata română, bărbatul de stat, curajosul militar, marele general, s-a predat instant în fața unor amenințări cu scandalul. Deci, lui Ciucă, trebuie să-i zici doar: Vezi că dacă mă supi, fac scandal și scoate steagul alb mai rapid decât un francez. Bă, ăsta a condus armata română! Ce făcea în caz de război? Se preda dacă inamicul se răstea la el? Sigur, faptul că Ciucă e un om slab nu scuză că întreg parlamentul a fost paralizat de niște scelerați. Nu există proceduri? Nu există reguli? Nu există legi? Nu există securitate? Chiar orice nebun poate bloca activitatea Parlamentului doar pentru că are gura mare? Foarte tare! Dacă instituția fanion a democrației e atât de slabă, haideți să renunțăm dracului la democrație și să predăm statul român celui care urlă mai tare. Deci, domnilor Iohannis, Ciolacu și Ciucă, Anunțați-ne și pe noi dacă ați predat deja puterea Dianei Șoșoacă și celor de la Aur ca să știm o treabă. Nu de alta, dar vrem să știm și noi, proștii de cetățeni votanți, cine ne conduce și ce formă de guvernare mai are țara asta. Hai mai cu talent, până nu ridic tonul și îl fac pe domnul Ciucă să se scape în pantaloni. Vă doresc o la revedere frumoasă!